acesta a fost primul compartiment. Și mergem în al doilea, da? În al doilea. Bine, aici ei sunt liberi, doar dacă mai țin că mai trebuie să vină patru și ăștia i-am lăsat pe hol să mănânce și ei dacă urmează să vină. Și ăștia, într-adevăr. Deci au zburat toți astăzi? Toți au zburat toți astăzi. Au zburat. Vede că nu sunt afectați așa de... Nu, și poate puțin vânt acum la Brașov. A fost ușoară, dar și astea ușoare pot să fie, cu vânt din spate pot să fie dificile câteodată. Adică sunt lipsuri. Eu am și o lipsă, doi. Sunt colegi care au lipsă mai mulți. Ăla e negru de care îmi povestea de acolo? Da, iasă. El, mama lui a cumpărat-o din Algarve, dar, deci e o americancă. Ah. Dar când mi-a trimis pedigreul și am studiat puțin, provine din porumbeii nemți, din porumbeii campion al lui Drapa în Germania. Deci bunica sa, cred, a fost în 2007 ceva de gen, a fost campion al Germaniei și era tot așa neagră. Nu știam de unde provine culoarea asta neagră. Dar e interesant. Am făcut el bătăi de cap la început, că nu l-aveam la inimă, că tot stătea aici pe stație aici și venea tot seara târziu. Dar acum așa băga mințile în cap și... și vine cum trebuie. Da, da. Nu asta are într-adevăr, ce ușor zboară. Izabelo, acela vine bine iară. Da. Și ăla e tot din aceeași, din nemți, ultimii nemți importați în iarnă. Și... frumos. Are porumbei frumoși, într-adevăr. Are și... are... Marius are și foarte mulți porumbei de Columbodrom, care îmi pare atât de rău că nu pot să joc cu ei în campionat, că i-am și zis. Deci trimite pe Columbodrom niște porumbei, dacă îi aveam aici să joc cu acei porumbei... Mai bine de atât și mai bune sosirile. Da, 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 da. Sunt convins. Fiindcă aia de, arată într-un fel anume aia, ce am văzut pe toți cei pune pe Columbodrom, el joacă... Și a avut rezultate, da, din ce în ce mai bune și pe Columbodrom. Da. Acum o să mai aibă finale. Pe la Sorina are unul bun, din, cu trei sosiri foarte bune. Și de asta zic că aceia sunt iarăși niște porumbei de Columbodrom care zice, cam stau aș fi vrut să joc cu ei în campionat. Da. Frumos tare, se vede că sunt îngrijiți. Aveți grijă de ei aici? Da, acum, gritul e la discreție pe jos, astăzi le-am lăsat foarte mult, îmi place să le las așa pe jos mult grit. În apă, au primit belgasol cu... La sosire, belgasol, nu? Belgasol cu sedocol, la sosire, da. Mâine nu o să iasă afară, o să aibă parte de... Nu, mâine... Ce zi e mine? Luni? Luni, da. Nu cred că îi las afară mâine, oricum, de obicei a doua zi. Fiindcă cea mai bună recuperare la porumbei este odihna. Deci, este ca să-i scoți afară după un zbor, chiar și de două ore, să mai auzi la unul crescător că îi scoate să nu facă febră. Nu, mai rău le face, părerea mea. Odihna e cea mai bună recuperare. Mâncărică au primit un pic mai mult acum, că au gușile cam pline, dar nu-i problemă că doar astăzi primesc mâncare mai multă. De mâine tot la rație, de mâine și de, da, până la următoarea îmbarcare la porție, nu depășim. Cam câte grame pe zi? 30? Una peste alta 30, da. Una peste dimineața alta 30. Seara, da. Mai puțin dimineața, mai mult seara. Frumos. Și, na. Mai sunt etape, vedem ce se întâmplă până la sfârșit, dar sunt încrezător la cum i-au venit. O să fie bine, la cum a început el, acum cred că e câștigător detașat aici pe Brașov. Da, pe planul ăsta cu pui, nu? Da, din 5 etape a avut 4 etape foarte bune, ba, și chiar și prima a avut foarte bune, numai că acolo a intrat de Damian în față cu, nu știu, cu câțiva. Super. Baftă în continuare cu ei. Mulțumim, domnule Alexandru, să fie. Toate bune.